Cum per ceva mai scump de 150 de euro, achiți Deva Mare. Am o rugăminte la domnul Sată să ridici suma măcar la 300, dacă nu 500 de euro. Mie îmi trebuie să-mi cumpăr un videocard, dar nu vreau să achit 20% la ăștia de la guvernare. Încă o dată, suma de... Încă o dată, la noi iar s-au luptat numai cu lete. Stimați cetățeni, tot cei care sunteți în țară, mai ales că mulți amu sunteți, veniți acasă. Eu vă promit că suma va fi, încă o dată, atent, numai mică de 500 de euro. Deoarece la noi avem o țară de oameni, suntem, cred că, unica țară, când jumătate este pe loc, jumătate este plecat peste hotare la lucru. Și eu vă asigur că toate nebunele care au fost făcute și cu coletele, că și iese de mine toți proprietari, șoferi de microbuze care merg spre UE și înapoi, și tot cei care astăzi cred că el o să mărească bugetul și să câștige status, suficienți bani pe tot și se inventează cu că suma să nu fie mai mult de 150 de euro. Domnul Gonță, toți funcționarii din Republica Moldova, vă asigur eu, toți, când pleacă pe hotare, cineva își cumpără rochii de 500 de euro, cineva își cumpără de 1000, cineva își cumpără de 5000 de euro. Precizați când spuneți ce înseamnă funcționari, că noi avem și... Da, nu contează, funcționari. Profesorii tot sunt funcționari publici. Toți oamenii când pleacă pe hotare, deja este moda asta moldovenească, îți duc pe hotare, îți cumperi haine, noi toți iotete etichetele, că tipa e haină BO. Și lucrul ăsta oricum există. Și voi ați ajuns amu, când jumătate de Moldova îmblă la shopping și nimeni nu achită nimic, și asta e un lucru normal. Dacă noi în țară voi creați condițiile ca oamenii să vrei să cumpere la noi, Gheorghe. Și nu numai noștri, dar și de peste hotare. Iată așa strategii trebuie să ai când guvernezi țara. Că stop! Că dacă ați le fac, spre exemplu, excludem TVA-ul și lăsăm o taxă locală de 3% într-un mall care ar aduce toate brandurile din UE, apoi, Gheorghe, eu te asigur că nu numai moldovenii să meargă așa să cumpere la dâns. Dar îți vii cum vin italienii, francezi și germanii și repare dinții, da? Stomatologie mai ieftin. Ia că așa ar veni s-ar îmbrăca la noi. Ia că cum trebuie să gestionezi lucrurile în stat. Dar nu prin faptul că din tăi le spui 300, pe urmă le spui 150 de euro maximum prețul unui bun, știi, care poate fi adus în țară fără astea. De asta încă o dată. 500 de euro asta e minimum. Dar eu voi face așa că străinii ați vii și ați cumpere la noi. Iată atunci o să trăiască țara bine.